Ce părere atât de Colcolin în 2022? Mă refer la Colcolin business, B2B. Da? Și în același timp, ce părere ai de mail-uri primise la rece, chiar dacă sunt primise pe adresele de contact ale companiilor sau și mai departe, ca și prima etapă în procesul de marketing. Sunt foarte mulți antreprenori care sunt convinși că acesta este Holy Grail-ul al marketingului astăzi. Sunatul la rece și trimisul de mail-uri, pentru că au ei o poveste foarte frumoasă, iar de produsul lor are nevoie toată lumea și sigur, dacă vor trimite 100.000 de mail-uri la 100.000 de companii, vor rupe vânzările luna aceasta. Măi, știi ce nu-mi place cel mai mult la toată povestea asta? E ideea de a căuta tehnica aia remarcabilă. Exact. Acel unic lucru care sigur Exact. ți-ară o baghetă magică care va rezolva toată povestea. Trebuie să înțelegem că scopul nostru nu este să găsim acea tehnică extraordinară, pentru că nu există. Scopul nostru este să îmbinăm vreo 30, 40, 50, 100 de tehnici care au un ROI pozitiv, astfel încât să maximizăm vânzările și profitul. Da? Așa că, din nou, eu nu am o părere proastă despre cold calling, dacă este făcut bine și este unul din lucrurile pe care îl explic pe 6 octombrie. Cum se face cold calling-ul bine? De ce ar fi bine dacă faci cold calling? Primul lucru pe care să-l faci este să suni omul și să-i oferi ceva gratuit. Și cât de ușor este apoi să începe o relație și să duci în vânzări. La fel cu partea de trimitere de e-mail-uri, din nou, ar trebui să ai totuși partea legală corectă. Dar sunt modalități mai bune decât să cumpăr, de exemplu, o bază de date rece și să mă apuc eu să dau e-mail-uri, chiar dacă, să zicem, sunt acoperit pe partea legală. Sunt modalități mai bune să mă duc și să plătesc alte companii să trimită acele e-mail-uri la bazele lor de date din partea lor, pentru că acolo pot să încep o relație mult mai ușoară. Da? De exemplu, ce face TBF cu termene în multe contexte. TBF expune baza lui de date la produsele, serviciile, termene. Termene expune baza lor de date către produsele, serviciile TBF. Asta e o metodă mai bună decât să închiriez sau să cumpăr baza de date și să le dau eu e-mail-uri. Dar, din nou, niciuna nu este rea sau bună. Dacă o faci bine, de cel mai multe ori va aduce un ROI pozitiv.